Sau filmează ceva? Filmează, nu știu. Nu vă mai abțineți, mergeți și votați pentru Cerăt, pentru copii până la urmă, că vedeți noastră, nu avem un loc de joacă pentru copii în Cerăt. Ba mai mult nici grădinițele nu sunt utilate cum trebuie pentru copii. Îi țin toată ziua închiși acolo în grădiniță, n-au unde să iese să se joace copiii la aer. În rest, na, ce să văd. N-avem cimitir, cum trebuie, n-avem trotuare, cum trebuie, n-avem apă, n-avem canalizare, dar sunt băgate pe ce. Trageți și dumneavoastră concluziile. Gândiți-vă, bă, chiar nimic, un loc de joacă, măcar atât unul în centru. Avem spații care acum le-au mai aranjat un pic, că vin alegerile, dar până acum, cred că ați văzut ce era prin... chiar și pe la școală, cred că, iarba până la genunchi. Mergeți și votați. Da, da, mergem. Să rămână. Să rămână, să rămână. Da. Percepția pe care o avură ei nu fură, nu fură una pozitivă. Pentru ei? Pentru... Nu, oamenii, la oameni mă refer. Da. Percepția oamenii nu fură una pozitivă față de ieșirea lor, față la oameni. Da. La părintele lor. Astăzi. Mult succes. Mulțumim frumos, Doamne, ajută la toată lumea. Și să fim sănătoși. Care e situația aici în comuna Cerăt? Comuna patrecută. Pentru că... comuna la noi de 12 ani de zile nu prea s-a făcut. Acum, pe ultima 100 de metri, au început asfaltările, au început lucrările de... electorale, așa. Da, 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 lucrările de canalizare, lucrările pentru apă curentă, dar, sincer să fiu, o trece și alegerile astea și nu știu dacă o să rămână actual în funcție sau nu, nu știu când o să se termine, când o să finalizeze și dacă o să funcționeze într-un final, atunci când o să fie, pentru că s-au făcut alte. Adică lucrările electorale, unii le execută, alții iau banii, îi împart câștigul. Ați văzut și dumneavoastră, la sfârșit, asfaltul n-am de două degete ca oamenilor și așa mai departe. La sfârșit, da. Omul rămâne doar cu ochii în soare, tot așa cum a trage tot apă din fântâna bătrânească. Exact, exact. Asta da, îngrijorător. I-a pus? Da. Sus, măi. Votăm aur. Maria primar! Maria primar! Maria primar! Maria primar! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Maria primar! Maria primar! Maria primar! Sunteți candidatul pentru funcția de primar în Cerăt, da? Da. Spuneți-mi ceva despre dumneavoastră și ce vă propuneți. Sunt un om simplu, un familist, un om care dorește să schimbe ceva în comunitatea lui. Promisiuni n-am făcut oamenilor decât una singură. Le promit un om care să tragă pentru comunitate și care să facă ceva într-adevăr pentru ei. Nu mă apuc să promit că le construiesc turnul Eiffel în Cerăt pentru că ar fi o minciună. Le promit doar sinceritate și un om care să se implice în tot ceea ce face pentru comunitatea noastră. Domnul deputat, îl girați pe domnul candidat? Marian Banciu, candidatul AUR la Cerăt, nu este un om simplu. El este un tânăr care a demonstrat că se poate, un tânăr care a rămas aici în comunitate, nu a plecat, nu a părăsit-o, familia lui este întemeiată aici, are 2 copii, și este un om de afaceri, un fermier care administrează peste 450 de hectare. E adevărat, îl caracterizează modestia, dar eu zic că în același timp îl caracterizează și faptele și rezultatele pe care le-a adus în propria lui familie. Ori sătenii de aici din Cerăt vor ști să se uite în ograda fiecăruia, să vadă cum erau înainte de a fi devenit primari sau când nu sunt primari și cum au devenit alții după ce au fost primari. Ori Marian Banciu nu a avut nevoie de salariu de 5.000 de lei de la primărie ca să-și facă o stare financiară solidă, ci a muncit, a administrat o afacere foarte bine, lucrează legal, are o familie deosebită, o familie frumoasă, 2 copii, mi-a făcut cinstea și onoarea să îi botez și să-i cunun, așa că garantez total Marian Banciu pentru Cerăt. Dumnezeu să ajute România!
Marian Banciu primar! Marian Banciu primar! Marian Banciu primar! Marian Banciu primar! Aici a trăit doamna Ionica. Da, o schimbare. Pentru că oamenii au insistat să mă implic, am acceptat. Așa că acum mergem să le explicăm cum stau lucrurile, chestii pe care nu le știau. Păi nu le știi că vorba... Îl cunoașteți, stima mea, cât vă cheamă? Da, Bucu Paula. Și câți ani aveți? Ei, am 76 de ani. Mulți înainte, îl cunoașteți pe candidat? Îl cunoaștem. Cum? Ce părere aveți despre? Ce știți despre? De mâncă, dar eu e cu minte și părinții lui a fost. Mama lui Bareninu, pot să vorbesc altceva. Da. Are o mamă de milioane, adică așa o considerăm noi. Și aveți încredere în domnul Marian? De ce să n-avem? Ia, ce? E tiner, poate să ducă. Da. PSD-ul, deși declară că nu face politică în școală, face politică, iată grădința cu program normal numărul 2 din Cerăt, scrie în curtea instituției, este o etichetă pe care scrie primărie și acolo vedem afișele electorale ale candidaților. Ce să înțeleagă copiii care merg la grădință, pe cine să voteze ei și la fel educatorilor li se pune aici în curte. Normal, primăria trebuia să ia măsuri ca aceste afișaje să fie stradale, aceste panouri să fie vizibile, inclusiv pentru cei care trec cu mașina și care poate nu au timp să se oprească, dar și pentru trecătorii care merg cu bicicleta sau pe jos. Care ne ajută satul să evoluăm, nu să stăm în mărușelul în urmă. Am urcat piatră pe stradă, băi, și mi-a sărit piatră de sub roată, mi-a sărit după aia de ulei. Eu am rămas cu mașina... Și-am spart aia de ulei și am dat 2400 de euro de mi-a făcut motorul. Am rămas cu mașina în noroi acolo. Și i-a spus domnul primar, vezi că am tata bun la ulei alea. Da, că vin, că fac, că trebuie. Așa a promis la toată lumea. Așa a promis la toată lumea. Deci mergeți la vot. Merge de acasă. Îl cunoașteți pe Marian Ringo de Mărăi? Să trăiți, Alin. Îl cunoașteți pe Marian? El a fost la locul lui, muncitor, gospodărie, exact. Familie. Și singur, de când îl știu. Știți, în perioada interbelică între cele două războaie mondiale, când nu prea se făceau așa multe alegeri. Veneau de la județ și ce pe cine vreți să punem primar? Păi avem vreo 2-3. Ia să vedem. Și ducea la fiecare acasă să vadă cum stă situația, exact. Și eu zic că asta este important, ar trebui... Asta nu? E cel mai important, să vadă situația, să vadă dacă un om și dacă este... el în gospodărie... Mare să curățăm aici de gunoaie. Da? Vrem să ajutăm un pic primăria să facă curățenie aici la Cerăt. Ia, la mătușe, ia, mea, ia, 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 așa, foarte bine. Așa, așa, mă pus și eu o filmare. Să trăiască primarul nostru nou. Să-i ajută Dumnezeu. Facem o calitate bună, credem. E primar bun, cunoscut. E prima dată primar. Da. Da, fi, ai noroc să iei, iei. Da. Așa este. Așa este. La tot. Așa arată o localitate în anul 2024. Considerată o localitate europeană. La standarde europene. Uitați-vă și dumneavoastră. Nu știu acum ce să zic, dacă lucrarea este încă finalizată sau nu, dar sper să nu rămână în felul acesta, pentru că
asta este un pericol real pentru oameni, mai ales pentru copii. Oamenii aici în zona asta au și copii mici și nu știu unde există un pericol și unde nu. Acum s-a tăiat aici, s-a făcut frumos, s-a tăiat iarba, dar dacă iarba asta nu era tăiată și venea cineva și nu știa despre halul ăsta de lucrare, putea să pățească ceva. Putea să-și pună poate chiar viața în pericol, la undeca, cădea să rodea la cap și gata. Da? Deci nu se poate așa ceva. Eu consider că lucrarea se putea face mult mai bine la niște standarde, nu așa oricum cum s-au făcut aici la noi. Marian primar! Marian primar! Marian primar! Marian primar! Marian primar!